Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog vă voi prezenta iepurașii. Au început și ei să mănânce, să roadă. După cum vedeți, ei nu mai stau în cuib, stau aici, aici toți, nu mai stau în cuib acolo. Vreau să vă spun, am dat iepuraica iar la montă. Pe 1, 2, 3, nu știu, aprilie ar trebui să fete. Iepurașii, deci o să-i despart la 2 luni, aproape 2 luni fără o zi, 2 luni fără o zi, 2, da. Ia uitați-i cât sunt de frumoși. Deci ăsta îmi place cel mai mult, ăsta. Ăsta, deci ăsta este feblețea mea. Îmi plac și ceilalți, deci ăsta este foarte frumos. Ia uitați cum are boticul. Stai, mami, că nu le fac nimic. Puțin, mami, stai puțin, că nu le fac nimic. Am montat-o azi. Am făcut și clip, dar din păcate nu a ieșit cum trebuie. Ar trebui editat, nu stau să editez, așa că doar vă voi spune că am montat-o. Iepurașii, am rămas cu 8 din 9. După cum vedeți, sunt foarte frumoși, sunt, evoluția lor este foarte, foarte, foarte bună. Deci nici eu nu mă așteptam la așa evoluție. Au o lună de zile, aproape o lună de zile, n-au o lună de zile, așa împlinesc o lună de zile. Pe 5 împlinesc o lună de zile. Și mi-a zis cineva ca să, când mai fac clipuri cu găinile, să mă axez mai mult pe cocoși. Doi oameni mi-au zis chestia asta. O să fac și chestia asta pentru că ați cerut-o, dar nu în clipul ăsta, pentru că acesta este clipul cu iepuraș. Ia uitați-mi, se duc să sugăm. Se bagă pe sub ea să sugăm. Vreau să-mi spuneți părerea voastră, dar o părere sinceră, nu părere doar că, ca să spuneți că sunt super frumoși când voi credeți că sunt urâți sau ceva de genul. Nu vreau păreri în astea, vreau o părere sinceră. Dacă vi se pare că sunt urâți, îmi spuneți că sunt urâți. Vă accept părerea. Nu este problemă. Nu o să mă cer sau ceva cu voi. Ia uitați ce frumoși sunt ei. Vin la cameră, ei vin la cameră. Mămica este aici. Dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, vă aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!